Totuși, eu lăsând la o parte, eu zic că gata, am vorbit despre ăștia de la USR. Oricum, ăla vrea să se bage, ăla nu vrea să se bage, dar ar fi vrut să se bage, dar nu mai vrea să se bage, dar bun, vă dai seama cum vor guverna ăștia, pură de lume, adică, așa. Domne, moțiunea de cenzură, mie mi se pare foarte tare. Domne, dumneavoastră l-ați văzut pe Tweety? Băia de la, ne-au zis că România, ce era cu România? Aruncă țara în aer, ciuma roșie, aruncă țara în aer. Ziceți, domnule, că toate astea, ce erau? Așa. Toate abominațiile, adică, mamă, sunt niște nasoale. Frățioare, și gata, ne încordăm de jos, ciuma roșie, a venit lumea, a venit poporul, a venit IT-știi, a venit corporatiștii, a votat, bam, 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 foarte mișto. Și zice, gata, acum dăm jos guvernul PSD și l-au trimis pe Tweety să citească moțiunea. Știți Tweety? Știți? Știți cine e Tweety? Nu. Nu știți puiul ăla din desene animate? Dar nu știam că arată ca Gigel. Deci a venit Gigel. Unul, a venit Gigel, bă, îl chema și Gigel. Deci nu numai că îl chema, că e și era, era și stil. Dar și chema, asta e, adică, băi frate, a venit un Gigel pe care îl chema Gigel și care avea niște ochelari, frățioare. Aia, ochelarii, deci, i-a remarcat doamna Roman. Băi, tătuțule, avea niște ochelari din cutiile de cereale, cred că îți dă premiu, știi, dacă la 5 cutii de ciocapic îți dă o pereche de ăștia, știi? Da. Sau poate, auzi, dar pe ăsta Gigel, sau poate ăsta și poate închiria la petreceri de alea de copii, știi, de aniversări de copii, știi? Pe cine vreți? Pe Captain Planet? Nu! Pe Gigel! Ok, ui, copii, a venit Gigel. Astăzi vă va citi o moțiune de cenzură. Bravo! Băi, uite-te un pic tu la el. Bă, asta e emoțiunea de cenzură a lor care vor să salveze țara. Uite-te tu, așa cum arată. Deci nici nu trebuie să dai drumul la sonor. Dacă dai drumul la sonor, e daună totală. Deci eu, bă, am făcut febră la abdomen, pe cuvânt. De-abia mai stau așa, că am râs cu lacrimi. Ați auzit vreun cuvânt din ce a citit nenea ăsta? Vai! Deci absolut genial. Pe lângă cum arată, și greu te poți desprinde, adevărat, adică... Wow, uite-te tu un pic. Asta e emoționa de cenzură din Parlamentul României după o luptă teribilă cu ciuma roșie, cu comuniștii, cu rușii, cu... Zice, toată lumea. Toate astea, cu nasul. Deci nu există. Nu există așa ceva. Dar de ce să faci așa ceva? Vă întreb. L-o fi trimis Iohannis pe ăsta? Bun, a zis bun. Băi, nu, a zis așa. Iohannis a zis așa. Băi, a zis așa. Bine, i-a luat 3 zile, probabil. Și a zis. Măi, asta a zis într-o zi. După aia, a doua zi a zis. Eu țin neapărat, ok, a treia zi, să citească moțiunea și a tot să notează, mă, notează, să... Ah, mai așteptam o zi, știi? Unul mai ridicol ca mine. Hai, s-au gândit aia, bă, să nebunezi, ne-a dat greu. Și îți dai seama, cine frățioare, cine, știi? Și l-au găsit pe ăsta. Îți dai seama, zis, bă, Gigel, corect! Corect, dar totuși Gigel așa, îi mai punem și niște ochelari galbeni. Sau ce sunt ăștia? Dar el vrea să fie cool, mă. Băi, prietene, am înțeles ce vrea el să fie. Tocmai asta îi accentuează, adică e serios, e caz de targă. Uite-te puțin. Deci scrie sub el Camera Deputaților, tu înțelegi? Uite-te, scrie sub el Camera Deputaților și apare ăla. Tum 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 tum. Poate i-a împrumutat de la cineva, poate, adică o mai zonă, păi, am ochelari, da, la mine. Absolut, nu, dar clar nu și-a luat prescris.